Un autoturism în care se aflau patru persoane, dintre care doi copii, s-a răsturnat marți dimineață pe drumul național 2 în localitatea Bunești. La fața locului au intervenit echipajele de descarcerare și trei ambulanți. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava au precizat că toate cele patru victime au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Suceava. Pompierii militari ai detașamentului Folticeni au intervenit cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță Smurbe 2, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. În autoturism se aflau adulți și doi minori care au fost preluați de către echipajele medicale și paramedicale și au fost transportate la UPU Suceava, au precizat oficialii ISU. Pe timpul cercetării, la fața locului traficul pe DN2 s-a desfășurat alternativ pe un singur sens.